Corpul uman este uimitor. În timp, acesta a suferit numeroase schimbări, iar în viitor, părțile corpului uman vor dispărea. Acest proces face parte din dezvoltarea și adaptarea noastră la mediul înconjurător. Desigur, nu ne vom trezi peste noapte fără anumite părțile corpului, ci vor dura mii, chiar și milioane de ani, până când corpul uman, așa cum îl știm astăzi, va suferi modificări majore. Iată care sunt părțile corpului care vor dispărea în viitor. Părul corporal. În trecut, părul a ajutat la menținerea temperaturii corporale. În timp, părul corporal a scăzut considerabil în proporții și se crede că în viitor acesta nu va mai exista. Motivul este cât se poate de simplu. Nu mai avem nevoie de el, deoarece hainele și tehnologia ne ajută să menținem o temperatură optimă în mediul înconjurător. Mușchiul palmaris. Mușchiul palmaris este un mușchi lung și subțire ce pornește la cot până la încheietura mâinii. În prezent, 11% dintre oameni nu mai au acest mușchi, iar în viitor acesta va dispărea cu desăvârșire. Mușchiul palmaris ajuta în trecut la cățărare și agățare. Mușchii miniaturali. Mușchii miniaturali sunt responsabili cu efectul pielii de găină. Aceștia le permit animalilor să-și umple puful perii mici de sub lană sau pene pentru a se încălzi sau pentru a apărea mai mari în momentul în care îi paște un pericol. Oamenii însă nu mai au nevoie de acești mușchi nici pentru a se încălzi, nici pentru a apărea mai mari în fața rivalilor. Coccisul. Coccisul, cunoscut și ca osul cozii, este prezent la toate mamiferele. În cazul animalilor, coada este folosită pentru păstrarea echilibrului și comunicare. Oamenii de știință consideră că prezența coccisului la oameni este un indicator că în trecut oamenii aveau coadă și în timp a dispărut. Desigur, acest lucru s-a întâmplat în milioane de ani. Acesta este motivul pentru care aceștia consideră că în viitor coccisul va dispărea definitiv din corpul uman. Apendice. Apendicele este un tub muscular redundant atașat intestinului gros. În trecut, acesta a ajutat la digestia plantelor, oamenii având la acea vreme o dietă bogată în plante. În prezent, oamenii nu mai consumă atât de multe plante, apendicele devenind inutil. În plus, este și predispus infecțiilor. Degete de la picioare. Potrivit unor studii recente, oameni de știință au descoperit că oamenii obișnuiau să meargă și să-și mențină echilibrul mai mult pe linia mediană a picioarelor. Acest lucru s-a schimbat însă în momentul în care oamenii au început să-și mențină echilibrul mai mult spre marginea degetului mare. Însă, noi studii arată că centrul de echilibru al oamenilor continuă să se schimbe. Aceasta înseamnă că oamenii nu vor mai trebui să-și folosească degetele la picioare pentru a-și menține echilibrul.